Va da, PSD, următorul președinte al României, cel puțin dacă ne uităm la sondaje, cam acolo ne îndreptăm. PSD, primul partid din România, diferență destul de mare între PSD și PNL. Mediul politic este probabil cel mai fluid mediu cu putință. Ați văzut că schimbările sunt extrem de rapide în general. Sigur că oricare partid politic responsabil își dorește să poată veni cu politicile publice pe care le propune și unde are susținere din partea electoratului și își propune să câștige alegerile. Asta este rostul oricărui partid politic care este responsabil și serios. Da, ne propunem să câștigăm alegerile în 2024, dar până în 2024 mai mult. Și până atunci mai este foarte mult de muncă. Marcel Ciolacu, candidat PSD la prezidențiale, cum vedeți? E mult prea devreme pentru a discuta astfel de lucruri. În momentul în care vor fi decizii politice în interiorul partidului, le voi comunica. Dar PSD a crescut sub conducerea lui Marcel Ciolacu. Practic a luat partidul, da, de la 28 și a ajuns astăzi la 34-35. Și pe bună dreptate, noul PSD este evident că este într-o reformă profundă și vorbeam despre toate aceste politici publice, propuneri cu care venim, dublate de competența oamenilor care se ocupă de diverse departamente. Da, partidul crește. E normal să fie așa. A încercat Liviu Dragnea să revină în PSD după ce a fost, după ce a ieșit din închisoare? Conform statutului... Sau se ia legătura cu membrii ai PSD, cu lideri ai PSD? Nu știu, n-am informații în această zonă. Ceea ce pot să vă spun este însă că în conformitate cu statutul PSD, astăzi Liviu Dragnea nu poate fi membru al PSD. Dar a încercat? Nu știu, să... nu am astfel de informații. Să revină în partid? Nu am astfel de informații. Unu, nu este posibil în acest moment. Asta spune statutul.